doctorul Ana Cristina Hamad, vor avea săpături arheologice într-o fortificație preistorică extrem de interesantă de pe malul Nerii, care o știam de multe vreme. De ce sap acolo? Pentru că inițial acolo s-a derulat un proiect de amenajare a zonei, unde au derulat săpături preventive și acum, deci în următorii 2 ani sper să facă cercetări arheologice sistematice. Almăjor este o zonă puțin cunoscută din punct de vedere arheologic, cu foarte puține săpături sistematice și mai puține publicate. Colegii mei sper să lămurească topografia fortificației și, sigur, materiale care să ajute la buna datare a acestei fortificații. De ce este important? Pentru că știm foarte puține despre fortificațiile de pământ din Banatul Montan. A fost un foarte mare arheolog, un bun profesionist, care s-a ocupat de fortificațiile de pământ din Banat, de fortificațiile dacice în special. Este vorba de profesorul Marian Gumă, care lucra la Institutul de Arheologie la București, mai apoi a fost director al Muzeului din Caransebeș, dar care a plecat prematur dintre noi. A fost unul dintre cei mai buni arheologi, profesioniști, care a făcut cercetări fundamentale în acest domeniu. Nu se mai ocupa aproape nimeni în această perspectivă de fortificații de pământ, nici de cele dacice, nici de cele medievale timpurii sau din primul ev mediu, adică din epoca post-romană. Știm foarte puțin în această perspectivă.